Hei, salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Edelcu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe Jurjac. Jurjac este un artist complet, este un om care sculptează, pictează, pictează digital și bineînțeles cântă. Probabil pentru asta îl cunoașteți și pentru asta mi-e foarte, foarte, foarte drag. Am vorbit despre tot felul de lucruri, bineînțeles unele dintre ele personale. Și am băut un șpriț și am și cântat. Just saying. Vreau să le mulțumesc frumos tuturor oamenilor care au dat subscribe. Să știți că sunteți undeva pe la 40%, deci am apreciat dacă și ceilalți 60% care se uită la podcasturi ar da acolo pe butonul ăla de subscribe. Le mulțumim din suflet membrilor că stau lângă noi de ceva timp de acum și îi salutăm de aici de la MCN Podcast și să știți că n-am uitat de MCN Live și că o să vină și ăla, vă promitem, dar în momentul ăsta sunt probleme de program. Așa, aș vrea să mulțumesc frumos sponsorilor noștri și anume Food Panda, le mulțumim, sunt aici și probabil ăsta e chiar ultimul episod în care au fost aici, le mulțumim pentru drumul ăsta pe care l-am parcurs împreună și le dorim numai sănătate. Da, e foarte trist, e foarte trist, dar mai aveți acum MCN acolo, codul MCN Podcast pe care puteți să-l folosiți și să primiți 15 RON reduce. Mulțumim Food Panda, vă salutăm de aici de la MCN. Într-un ton mai optimist, Fine Store-ul, care încă sunt aici, le mulțumim din suflet că încă sunt aici, zidoshop.ro și bine ați venit Iup. Iup? Ce este Iup? Păi probabil vă dați seama că dacă n-ai voie să fumezi marihuana în această țară, e bine să consumi CBD. Pentru că, na, cu toții după o anumită vârstă ne dăm seama ce este stresul și acolo intervine CBD-ul. Și sincer vă spun, acest produs Iup care este 100% românesc, bă, pe mine m-a ajutat. Adică CBD-ul de acolo, pentru care o concentrație destul de mare, domnule, m-a ajutat. Așa că intrați acolo pe Iup, pe site-ul lor și puteți să vă comandați un kit. Bine, puteți să vă luați și cu nicotină dacă vreți să vă lăsați de fumat, dar ce am încercat eu și chiar mi-a plăcut a fost treaba asta cu CBD-ul pe care o recomand cu drag. Așa că bine ați venit YouTube la MCN Podcast. Stand-up Barbershop, băieții reprezint acolo, ciobunașului numărul 4. Mamă, câta intro a fost ăsta, dar trebuia să ne luăm la revedere în mod absolut cordial și prietenesc de la Food Panda. Vă salutăm! Ce treaba? Și exact de vară, așa. Eu așa abia au. Uite că vara asta am schipuit puțin șprițul. A băut bere. Bere beau tot timpul. Și cred că am băut foarte mult vin în ultimii 3 ani și nu mi-a mai intrat. N-am mai putut. Trebuie să iei. Dar acum am început să mai gust niște șpriți și mi-a făcut bine. Da? Bă, și eu am, nu știu de ce, dar am avut o perioadă de whisky. Dar lungă. Cât adică de lungă? Luni? A început din, 6-7 luni? Da, a început din iarna anului trecut. Și s-a cam încheiat acum. S-a terminat acum, da. Eu whisky întotdeauna n-am renunțat. Dar nu, n-am băut atât de mult încât să îl intolerez. Am descoperit vara asta vodka cu suc de ananas și puțin lime. Am rupt pe ea și am avut acum o lună, după vreo 3 zile consecutive, am mai băut două vodci de-alea. Bă, m-a luat cu palpitații, m-am înroșit tot, bă, roșu, îmi frigea capul, am fugit acasă cu trotineta, am ajuns. M-am dezbrăcat de cald, eram roșu, aveam pete pe mine. Am vomitat și mi s-au dispărut petele și alea și n-am mai băut vodka cu... Dar de ce oare? Cred că ești de la cap. Nu, eu zic că de la ficat n-am mai suportat sucurile cu alea, cred că am și mâncat ceva. A, e și zahărul care îți duce alcoolul mai rapid. Am făcut o reacție alergică și de atunci n-am mai băut. Sănătate. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Bine că în sfârșit... Știi că cred că de acum, anul trecut am zis, din pandemie am vorbit că să ne vedem și după aia am mai vorbit de vreo două ori și nu ne-am văzut. Bine, și înainte de pandemie. Dar înainte de pandemie chiar n-am văzut. Am venit eu aici la... Când ai venit cu trotineta... Da, cu trocicleta. Cu dă trotineta. The trotinet.
cu care prinzi cât? 180? 644. Ei, na! Ai mai pus la ea. Apropo de asta cu vârsta, nu știu dacă te-ai gândit până acum și la asta cu băutul. Că se mai închid puțin supapele, hă? Că se închid supapele și că mi se pare că fiecare repriză de alcool pe care o avem de acum înainte... Ne scade un pic de la baterie. Ne scade mult de la baterie și că trebuie să calculăm... Trebuie să fim mai calculați. Da, trebuie să, de fiecare dată când bei, trebuie să însemne ceva momentul ăla. Să nu bei aproasta. Exact. Și mi se pare că acest moment pe care îl vom împărți noi doi... Acum merită, noi bem cu folos, nu... Merită, asta da, zic. Da. Adică eu cheltui asta cu mare drag în momentul ăsta. Și eu sunt asumat. Chiar îmi pare rău că nu s-a întâmplat mai devreme. Mai bem, dar tot așa, bem profi, nu... Mai beam da. Și aiurea, să știi, eu. Bă, uite, de exemplu, eu, păcate, am azi dimineață, de fapt ieri, am spre fericirea mea... Că m-am apucat de sculptat și am primit o comandă să fac un cap de cal. N-am mai făcut cap de cal. Am mai făcut niște maimuțe, niște câini și niște pisici. Și ieri m-am băgat așa, ușor, ușor. Normal că acolo trebuie să ți intri în stare. Bineînțeles că mi-a ieșit un măgăruș o ceva suspect și m-am oprit și m-am ajuns acasă și când m-am tot gândit n-am putut să dorm. M-am culcat la 11:30, m-am trezit la 6 agitat. La 9 i-am tăiat urechile, l-am din nou. Începe? Începe, seamănă, începe. Seamănă a început să aducă cal, dar mai fac unul. Și mai am m-am extins cam mult, l-am făcut prea mare. E atâta doar capul cu așa, un deci bust un de bust cal. De cal imens. pare ca o piesă de aia de șah. Da, mă, dar poți să... Deci uite, la calul de luptă... Păi el e calul de luptă, de da, fapt. Da, și să-l pui în fața Ateneului la un moment dat. Să vină lumea peste câțiva ani. Să zic că ia uite, domnule, dar cine-o fi fost? Cine-o fi fost calul ăsta? Da. E, ce să zic? E ciudat că a comandat cineva un cap de cal. Adică trebuie să fie mafiot, probabil. Nu, de ce? Dar sunt foarte mulți... Eu... Ca să-l pună în pat cuiva. Cum se cheamă, cu echitație, cu astea. Da. Care vor să se echite de... Să se echiteze. Să se echite de datorii. Da. Ce vrei să cânti? Păi nu știu, tu zici, eu da sau nu, da. Vrei să cânt? Dacă vrei să cânti. Hop. Let's do that shit.
aștept și stau, și stau și aștept să zbor și să plutesc în cor cu păsările mele. Astăzi timpul s-a oprit, ziua să-mi ajungă cu praf de stele într-un plic, orizontul-i doar o dungă. Cu praf de stele într-un plic, noaptea e mai lungă, noaptea e mai lungă. God damn! Yeah. God damn! Sumim frumos! Asta, iarăși, mă bucur că am reușit să fac chestia asta, știi, să te ascult live în timp ce beau un vin și fumez un țigar. Asta, bă, pentru mine asta e o mare reușită, că n-am ajuns niciodată la concert. Eh, o să mai fie concert, să nu intrăm în panică. Să nu intrăm în panică! Dar e o diferență de la alerg prin gând, prin văi, printre coline, deschid brațele flămând și strig în mine, aștept și stau și stau și aștept să mi se deschidă, să zbor și să plătesc în cor cu păsările mele. Aici era să mi se deschidă în piept un cer. Da, așa era. Mm-hmm. Uite că le-am uitat, dar nu când cântam. Dar a fost, da. Ce, m-am încurcat? Nici nu mi-am dat seama. Dacă nu știu. Cred, nici eu nu știu. Dar nu contează, nu, eu ziceam de pur și simplu de... Da, e o fază mai folkistă, așa. Da, dar apropo de faza folkistă, că mi se pare că e rar în momentul ăsta să mai găsești muzicieni care să meargă pe ideea asta de poezie. Adică mai făcea Trafca asta. Da, și făcea bine. Da, și în rest cine ar mai fi? Robin. Robin and the Backstabbers, care tot așa. Și cine cânta aia cu... Eye Drops. Mai e un pic de poezie și acolo. Suntem colegi și bucuroși. Stai. Îmi place Eye Drops. A, bine, dacă ne ducem iarăși în zona folkish, mai e Valeria Stoica, mai sunt... Bine, More e... Like Bread, da, mai neo... Zi-mă... Neo-pop folk. Nu e, măi. Dream Folk se cheamă asta. Dream Folk. Ai văzut că a fost nominalizat la Grammys Valeria Stoica? Am văzut ceva. Adică e cu, potențial... Cu Cade Bostanii. Da. Îți pare cu dovleci. Cu dovleci, da. Da, măi, Sandu Păsat e Robin and the Backs. Eu așa zic, Sandu Păsat. A păsat. Mi se părea... Volkswagen a păsat. Da. Și... De asta pe mine m-a impresionat foarte tare când ai scos tu Șoapte, pe lângă faptul că e și clipul super cinematic făcut de Hipno, Hipno l-a făcut. Da, vrei să vorbim să de povestea? O luăm cu așa, cum de fapt tu mă, că eu sunt nu prea vorbăreț, dar tu îmi deschizi. Păi, eu ca să știu, eu nu mi-am notat absolut nimic, pentru că am zis să foarte discutăm bine. Păi acum și eu mă leg de subiecte, că avem ce vorbi. Da. Cu Șoapte, cu Hipno sunt prieten de foarte mult timp. Asta mi se pare iarăși foarte tare și cu dinainte conjunctura asta în care... Dinainte să fiu regizor, am fost și am și nu mai sunt, sau cum ar veni. Mm. Adică da, că nu mai sunt, faci asta, sunt regizor de ocazie, îmi fac mie clipurile și câtorva prieteni. Am zis bine, câtorva prieteni? Da. Prieteni, câtorva prieteni, da. Da, câtorva prieteni. Da, așa. Am fost și asistentul lui o perioadă. Da? În publicitate, unde acolo mi-am dat seama că nu e de mine jobul. Și după aia... Pentru că era prea mercenărie. Cumva și nu sunt eu... Eram destul de bine pregătit, ca să zic, am făcut școală și am și filmat și știam cu ce se mănâncă, dar pentru genul meu de om mai sensibiluț, mă stresam de 300 de ori mai mult decât trebuie și plecam prea extenuat și ne... Dar nemulțumit. Și nemulțumit forever. Da. Mi-a prins bine perioada aia de ucenicie cu Hipno. Și așa, și după aia am zis, bă, hai fă-mi, fă și mie un clip.
Am început să filmăm. Am început să filmăm la cu totul, cu totul altă piesă decât șoapte. Era o... Pe aceeași idee? Da. Era o piesă, ceva cu versuri de Păunescu, trip-hop, ambientalo, ei, dubios. Ce tare, bă, băiat. Ai piesa aia undeva? Da, o am sigur. Mamă. Stai că și dacă mai am o poveste, că piesa aia s-a transformat în altă piesă ulterior, am păstrat negativul, am mai scris eu, am zis că nu știu ce, dar în fine, și în, am filmat cred că vreo 5 nopți. Și în a patra, zice Hipno, bă, da, pentru că n-am avut sincron cu Vitalie să cânte versurile, zice, bă, dar nu vrei să schimbăm piesa? El știa șoapte, că și șoapte era gata cu 2 ani înainte. Nu vrei să o schimbăm? Bă, că nu știu, că era cam, se cam potrivește ideea ce am vorbit, că nu știu ce, dar dacă zici tu, bine. Și aia a fost. Și l-am lăsat să facă ce vrea și a făcut foarte bine, că era singura piesă șoapte a mea la vremea aia cu versuri de mine și cântate cu vocea mea. A, în rest erau poezii. Poezii, sample, din filme, vechi, din țacapac. Și după ce am văzut montajul și am zis, da, tătuță. Și după aia a fost și un boom cu șoapte și cumva îi mulțumesc pe această cale lui Hipno că mi-a deschis, iată, orizontul și am zis, bă, asta e, așa trebuie să fac. Și Beavis, Toboșaru, colegul cu care mă știu la fel de 100 de ani înainte să mă apuc să cânt, știa ce fac, trip-hop, house și tâmpenii, și când a auzit șapte a zis, opa, asta e, asta e. Și am mai după ce am lucrat eu acasă singur de nebun, m-a chemat la el la studio, am mai retras vocea, am mai împachetat-o. După aia nu mai zic că am fost și la tata la holograf și au mai intrat și ei, a tras Mugurel bas și au așa. Deci piesa a luat un... Deci Hipno, mulțumesc. Dar asta presupune o adaptabilitate din partea ta exagerată, aș putea să zic. Exagerată nu, da? De obicei e orgoliu ăsta, știi, artistic, de bă, am pornit pe un drum, mai ales după ce filmezi 5 zile la ceva. Sunt foarte puțini oamenii care în domeniul ăsta artistic ar spune, bun, de aici hai să o luăm în stânga. Da, nu da, mai mergem înainte. Nu mai mergem înainte, hai să o luăm în stânga. Păi da, oricum eram... Și acum nu sunt foarte sigur pe ce fac, dar nu era o chestie concretă. Și am plecat la un drum, dar sunt foarte deschis, mai ales că toți prietenii mei și mai ales colaboratorii, că lucrez doar cu prieteni, sunt toți talentați și profesioniști și au idei și întotdeauna în orice proiect în care lucrez, toată lumea, asta facem, dar fiecare poate să vină cu o propunere și dacă e bună o facem și stabilim după aia dacă o păstrăm sau nu. Cine stabilește dacă e bună idee? Ei, na, eu. De ce aici intervine orgoliu artistic? Nu e nici măcar orgoliu. Controlul. Controlul, na. Dar adică simți nevoia să ai control până la urmă. Asta dacă îmi place și îmi pasă, dacă nu... Păi nu, dar automat în momentul în care intri în... Mă gândesc că dacă intri într-un proiect... Că tu ești genul și par genul care, uite, apropo de sunt destul de încăpățânat, de da. E că nu poți berbec, să dormi noaptea nebun, că ți-a, da, ți-a ieșit măgar. Păi... E clar că în momentul în care ai făcut o piesă... Da, dacă eu nu-mi dădeam seama că e măgar, dar nu-mi plăcea și tu îmi ziceai, vezi că e cam măgar. Opa, mă băgam să-l scot din da, măgărie. Accept și mă bag la... La, cum se cheamă, reconfigurarea traseului. Reconfigurarea traseului, mă. Ce ciudat. Da, e de la GPS Waze termenul. Da, da, știu, știu. Eu nu, asta că eu nu știu să fac lucrurile astea. Adică să reconfigurezi? Da, să reconfigurez traseul. Acum când am lucrat la film, la ăsta, la team building, într-adevăr, pentru că au fost foarte, foarte multe schimbări, m-am adaptat mersului. Da. Și destul de, adică mult mai ușor decât m-am așteptat. Eu nu știu din exterior cum s-a văzut, dar eu m-am simțit ai reușit om să te adaptezi. Da. Dar după aia când am terminat filmul, ne-am întors la ale noastre, știi? Am învățat ceva din asta, adică acum nu mai bat pe Mădălin când zice, bă, ar trebui să
sau nu mai schingi pe... L-a întuns pe Ciprian într-o perioadă. Mă, în lumea s-ar putea să creadă lucrurile astea. Nu, dar eram destul de despot într-o perioadă de acum vreo câțiva ani și tot căutam să înțeleg de la alți oameni care se adaptează foarte ușor cum pot să reușești să faci așa ceva. Păi, că înseamnă în mintea mea, că iartă-mă să-ți traduc, în mintea mea însemna că nu-ți pasă suficient de produsul tău sau de produsul vostru în momentul în care lași să plutească așa. Adică tu în loc să-l pui pe niște șine clare și după aia să-i dai drumul și... Rusești de fier. Rusești, exact, da. Exact. Și după aia să construiești, să mai pui pe trenul respectiv lucruri, tu lași să plutească așa până să-l pui pe șine. Păi sunt două metode sau două situații. La muzică nu prea, nici eu. La muzică nu vreau nimic, fac singur acasă tot și acolo dacă mai am nevoie de o mânuță, că mânuțele mele sunt așa... De la acorduri. Da. În principiu prefer să fac singur tot. Dar vorbim de film acum și de proiecte de genul ăsta în care se lucrează numai în echipă. N-ai cum. Absolut, da. să joci singur 7 roluri. Absolut. Și să și filmezi și să și montezi. Eu și filmez și montez și la. Dar în film se lucrează cu echipă și atunci... Mai ales dacă toți sunt deschiși și pun suflet, da. Există un aport involuntar în proiect și sigur vor veni direcții noi, de ce bune. Nu bune. Da, da, și atunci pe asta m-a salvat pe mine. Trebuie să știi să discerni și să accepti. Mm-hmm. Și vezi, oricum, dacă e timp, da. Facem și așa și așa, dar normal, nu toată lumea vorbește în același timp. Da, și același limbaj. Da, și atunci e bine în film unde echipa mare și dacă se lucrează între oameni pasionați și prieteni și așa, sigur va ieși mult mai bine treaba. Da, asta m-a salvat pe mine, că au fost exact cum spui tu, oamenii erau atât de dedicați proiectului și drumului final. Uh-huh. Pe care nimeni nu-l vedea foarte clar pe parcurs. Asta iarăși era foarte ciudat. Asta e cea mai mișto chestie. A fost mișto până la urmă, da? Eu așa am început și așa că creez orice, de la colaje, la muzică, la poezie, la video. Am o direcție, dar nu știu exact unde se va duce. Doar e cel mai important când te apuci de treabă. Mm-hmm. Pentru că când te apuci, atunci sedimentezi niște chestii și se ramifică alte chestii și după aia vezi pe parcurs unde te duci. Normal, n-ai cum să pleci la drum fără să știi unde vrei să ajungi. Dar dacă pleci la drum, că nu mai ajungi acolo și mai faci la stânga și e mai așa... Cred că asta e de fapt. Uite, și mai aveam o vorbă, scuză-mă. Pentru un artist cel mai important este nu destinația, este drumul. Wow, asta e... It doesn't matter the ship size, it matters how it rocks. Nu cred că era așa, dar da. Așa sună. Până la urmă e aventura, contează aventura, nu că vrei să ajungi acolo. Tu nu ajungi, dar pe drum te-ai dus încolo, te-ai oprit. Ce ciudat. Drumul este cel mai interesant și contează cel mai mult. Ce ciudat, ce chestii să-mi bag. Dacă nu spui ca punct o destinație, nici nu prea poți să pleci. Asta e, vezi? E foarte ciudat că, bă, ce înseamnă, bă, să moară măsa, cum e viața asta, bă, băiatule, și cum ne-am adus. Ne adună, viața, da. Ne adună, până la urmă. Pentru că atât de mult mi-am pus întrebarea asta și asta e o explicație foarte bună. Eu pornesc prost, în fine, eu pornesc altfel. Eu îmi pun în minte destinația, de asta e și greu cu adaptabilitatea, știi? Că eu îmi pun în minte destinația și cum arată ea în detaliu și după aia e urât pentru că drumul... Ajung la destinație, să zicem, dar drumul uit. Uh-huh. Și nu contează atât de mult, ci a contat foarte mult ca eu să ajung la destinația respectivă. Și automat, în momentul în care destinația pentru mine e foarte clară,
va fi foarte greu să mă abați să mă adaptez dacă ceva mă abate de la drum. Am eu o soluție pentru tine. Păi nu, dar asta pe care ai spus-o acum e extraordinar dacă reușești. Mi se pare că dacă reușești să le... Mamă, eu am o revelație. Dacă reușești să le îmbin pe astea două, adică tu să setezi exact cum ai spus, că altfel nu poți pornești, da, să setezi... Da, unde plec? Unde pleci? Da, exact. Da, pulea. Dar pe parcurs să te bucuri de drum... E, uite cu aia că am ajuns la 35 de ani și tren, nu e degeaba. Cu trenul, uite-te și pe geam. Exact, da. Fii atent, îți dau eu chestia asta o experimentez în tot ceea ce fac. Acum, în sculptură, de exemplu. Vreau să fac un indian nativ. Normal, caut pe net, poze, Pinterest, sculpturi, vine tu, băieții, țacapac. Dar ăștia din India nu sunt tot nativi? Așa. Așa. Și plec, mi-am stabilit că vreau să fac un de-ala. Bă, și la un moment dat văd, încep și îl mermelesc și văd că seamănă cu moșgerilă, să zicem. Și după aia zic, bă, da, e drăguț moșgerilă, stai mișto, nu mai fac nativ, merg pe moșgerilă. Da. Păi și în momentul în care, da, vezi, dar după aia vine o comandă. Și aia acolo trebuie insistat. Da, până nu... Trebuie să te joci mult. Păi și comanda îți frânge creativitatea? Nu, e un challenge. Acum, na, ca și e la... E creativitate la, ghidat. La, da, și aceea e mișto. Îți dă temă, la, practic. Și tehnica te ajută să te duci încolo. Da, și după aia să vedem că dacă ăla vrea mai unicorn, mai nu știu cum, mai nu știu ce. Dar ideea e că teme, de, adică destinații, îți trebuie, ca așa... Deci e bine. La publicitate, la video e nasol că trebuie să faci cam cum vor ei și ce vor ei. Da, absolut. Păi, dar nu e... Deci acolo eu am observat că probabil o să-mi ia lumea nume de rău, dar aia e. Eu am observat că de obicei clientul e destul de maleabil. Nu e maleabil depinde la agenția. A. Da. De obicei cam așa e, știi? Agenția vine e și... Mai rea. E mai rea, da, pentru că și am auzit toată asta și pe mine m-a semi-șoc, dar chiar a fost un șoc când am auzit ceva de genul să nu mușcăm mâna care ne hrănește. Eu când aud asta, da mă, eu aud în primul rând și eu automat eu iau razna, deci când aud căcaturi din astea, bă, serios, asta nici în glumă mi se pare că nu poți să spui. Asta a fost apropo de... Da, nu mai zic. Că iar menționez niște nume de căcat. În fine. Să nu supărăm pe nimeni. Să nu mai supărăm pe nimeni. Deși trebuie să supărăm și noi pe cineva. Din când în când mai trebuie. Da. Bun. Deci asta e... Așa și... deci, la publicitate e stricat procesul creativ de... Cred că de cerințele absurde. Care aia. Nu se pupă, adică, și cred că de aici provine, dacă tu în momentul în care nu înțelegi drumul pe care am pornit, tu ca client sau agenție. Exact, da. Dar te prefaci că înțelegi, asta pentru că unul mai sus de obicei a zis că e bun drum. Da, da, da. Și atunci toată lumea zice, a, bun, deci, da, am înțeles. Mergem, așa faci. Exact. Și după aia, în momentul în care te pui pe drumul respectiv, vin tot fel de propuneri din alea care n-au nicio legătură și... clar ajungi în impas. Și asta... Nu numai tu, că și ei. Toată lumea. Asta e foarte ciudat și nimeni nasol. Nu înțelege. Da. Că dacă ești doar tu în impas, până la urmă te convingă ea, da. Bă, că nu e bine. Dar... Și plus că nimeni nu vrea să înțeleagă. Mi se pare chestia asta. Bă, în momentul în care... deci tu ești plătit ca agenție să faci treaba aia. Ăla e plătit să facă treaba aia creativă. Ăla e plătit să joace. Și așa mai departe. Hai să ne facem fiecare să-și facă treaba. Și atât. Hai să ne băgăm... Există și cazuri în care toată lumea e ok, dar astea sunt, sunt deja niște echipe mai sudate. Da. Între colaborări din client-agenție și echipa de filmare cu regizor, cu montor, cu toată lumea, care au mai lucrat și, și ei s-au lovit. Da. Și s-au înțeles și acum le merge mai bine traseul, dar da... E un drum anevoios, de-aia nu mă bag, nu că nu mă bag, nu am reușit, nu sunt eu făcut pentru așa ceva.
Da, Hypno mi se pare o mașinărie la treaba asta. Băi, eu nu pot să fac ce face el și îl apreciez. Și oricum el m-a format ca regizor cumva, ca și încă mod. Face chestia și asta cu face. Oameni. Mi se pare, dar e, lui nu e greu. El așa e. Da, pleacă natural. Da, mie mi-a fost greu și am fugit, din păcate. Aș fi putut să fac poate carieră pe zonă, dar nu, las că fac alte chestii. Da, normal. Nu, dar mă gândeam că... Mi-ar fi plăcut. Încă face asta cu oameni tineri. Și mai, e la nivel mare. E... Și plus că e la nivel, da, da, nu știu dacă mai sunt încă doi regizori de, în publicitate cum e el în momentul ăsta. Și s-a întâmplat o chestie când am filmat cu Hypno, prima noastră reclamă pe care am filmat-o împreună recent, acum vreo câteva luni, în primăvară cred că am filmat. Bă, și a făcut o chestie atât de mișto, în pauză, era o filmare foarte grea. A durat 3 zile, a trebuit să stau în apă, din păcate nu o să vadă nimeni reclama aia. De ce nu mai este? A dat faliment, a dat faliment, s-a întâmplat ceva acum. Cu cine, cu șef, da. Cu șeful, a zis șeful, în fin. Dar ea e făcută, ea e montată, ea trebuia să apară. Păi să fac atunci un... Ai zis că facem noi vizionare între nu, noi. Sau un montaj altfel. Știi cum e, director's cut și... Păi nu, dar noi ne-am gândit la că... La altceva, dacă nu dispare... se poate... Îi pui altă muzică, îi dai alt sens, nu știu, o cioacă. Nu, dar dacă dispare clientul. Deci dacă el nu mai există, legal vorbind... O să dai drumul. O să dai ca un scurtmetraj. Cred că ai de un scurtmetraj mai. În fine, și a făcut o chestie foarte frumoasă. Cum era filmarea grea, în frig, în apă rece, nu știu ce. A venit și au cu boxa portabilă. Și a pus... funk-uri și tot fel de chestii în pauze. Și a început distracția. Bă, de fapt. Dar nu neapărat distracția, dar din... Voia bună. Da, din greu ăla așternut pe umerii tuturor. Păi, vedeai și pe aia de la electrică. Mai așa, mai nu știu ce. Mergea lumea mai voioasă un pic la... Știi? La cadru, da. Da. Într-adevăr, în momentul în care ajungeai la cadru și se oprea muzica, erai băga. Exact cum făceam noi stand-up pe vremuri în discoteci, în tot fel de cluburi dubioase. Și în momentul în care începea show-ul, sau la, se mai întâmpla asta la corporații, la corporate-uri. Și când venea show-ul, se oprea muzica. Și toată lumea, îți dai seama, era beată și pe dans. Și când se oprea muzica, era toată băga, și veneai tu, bună seara. Ați observat că toți dă-te trec cu jos de pe scenă. Da. În fine. E o altă zonă, o meserie interesantă și trebuie... Tratată ca atare. Ca atare, da. Da. Mi se pare foarte șmecheră chestia asta. Și, iarăși cercul ăsta de oameni în care te-ai învârtit, știi, încă te învârți. Știu că acolo, la vântul, la... Vântul dacă care da. Suflă, nu bate. Da. Zi-mă în curte. La unde, la mine? La undeva la Cotroceni. Da. E și Erps acolo? Nu, e Irlo. E okay. Irlo. Irlo okay. A făcut muralul. Uh-huh. Muralul e pe un fost internat vechi, dita mai. Și a făcut un urs. Ursul protector al pădurii. E un urs pe o stâncă cu pușca în mână să-i vâneze păște, da, care taie copaci, da. Da, am făcut niște evenimente drăguțe acolo. Deocamdată nu prea se mai pot și e și greu de, păi da, de gestionat situația. Dar cum a... Deci asta e curtea... Eu, acolo am crescut, da. Încă e curtea noastră, a familiei mele. Sau... Uh-huh. Și totul a plecat de la festivalul, cum se cheamă, Bazar de Cotroceni. Se întâmpla odată pe an și era un fel de garage sale, yard sale, în care în cartier, în weekendul respectiv, toată lumea, cine vroia, își scotea în fața casei tot ce avea vechi și vândut, de vândut mișto. Plus că nu mai zic de alte chestii, de cu artizani și bericioaice și live-uri și s-au blocat străzi și acum, o cât atmosferă. Timp se întâmplă? Păi am făcut și anul trecut. Trebuia să fie în mai și am făcut în septembrie, cred, și am mai fost și acum 2 ani. Și anul ăsta nu s-a mai întâmplat. Din cauza pandemiei? Da. Anul trecut s-a amânat și a fost la fel de
de mișto. Dar era un vibe foarte, foarte super. Deci puteai, aveai hartă. E o fundație, se cheamă În Cotroceni. Și acolo se găsește, cred că au site și pagină și nu știu ce, și aveau hartă cu toate curțile cine aplica și vindea și toate cârciumile și mini-barurile și tot. Deci era o atmosferă superbă. Era, eu pot să compar cu festivalul din Londra de la Notting Hill, în care e top 3 în lume după Rio, în care toată lumea, toți în fața casei scot vinilul, le pun muzică, fac o fripturică, un cocktail, un vintage, o pălărie, o nu știu ce. Bă, ce tare mi se pare chestia. A fost o atmosferă superbă și o să se mai întâmple cu siguranță, să mai scăpăm de situație. Mi-e foarte dor de... Mergeam la... Când eram mic, câteodată mergeam cu ai mei la Talcioc. Și tot așa vedeam... Bine, pe vremea aia chestiile vechi erau vechi. Mult mai vechi. Acum mai vechi. Anticariat, da. Și am fost în Chișinău. Și acolo, aproape de centru, încă se practică treaba asta. Adică stau oamenii și... Bine, dacă ai o nostalgie din asta cu sovietică, ceea ce nu prea se întâmplă așa, adică probabil sunt pe acolo ăștia mai rusofili, găsești de toate. Adică găsești caschetă de soldat rus... Originală. Da, originală, mușcată de femeie în timp ce era violată. Din asta. Nu vreau să se supere acum victimele, rușii pe mine. Da. Sau victimele, da. Și da, dar mi se pare... Și asta, deci în Cotroceni, oamenii care locuiesc acolo sunt atât de deschiși încât făceau ei asta, ieșeau în curtea casei. Cred că erau, dacă nu mă înșel... în jur de 40 de curți. Păi ești nebun. Deschise. Atât de deschisă e lumea dintre creier? Din care, din 40, cel puțin 10 locuri erau deja chainării profi pe partea de așa și fiecare oră scoate pe trotuar sau în curte sau nu știu ce. Și în anumite curți mai mari sau mai mici se întâmplau și evenimente și muzicale și... Deci era o atmosferă... Adică era. A fost. Și o să fie. Și o să fie, da. Dar eu mă gândeam, știu că a fost fascinația asta a românilor când se uitau la... Era pe History aia cu... Vânătorii de vechituri? Nu, aia da, era cu depozitele. Aia de la pawn shop din Vegas. Da, mișto. Mă uitam cu drag și eu. Și eu. Și când veneau cu câte o jucărie din aia veche, de exemplu, mi-a adus un prieten, un fost coleg, mi-a adus, cred că din Ucraina, mi-a adus o mașinuță din aia, dacă le mai țin minte pe alea când eram noi mici, alea din tablă, pictate. Și într-o formă foarte bună, adică încă stătea vopseaua pe ea și erau pictate personajele din mașină, era o mașină roșie de obicei, bineînțeles, dar o mașină din aia, la aia, la pawn shop în Vegas, cred că costa 10.000, da. Și la noi mi se pare că nu există colecționari de așa ceva. Păi nu prea există, dar, uite, eu... Cine ești punct de revânzare? Vecinii mei și că și prietenii din copilărie care sunt și în continuare sunt colecționari numismați și cu decorații de război, deci ei aveau content, aveau tarabă la mine în curte cu toate vechiturile și mai scumpe și mai, deci content era gârlă. Deci ei sunt, e pasiunea lor și îi vezi, se bagă, un weekend nu ne vedem sau nu știu când, ca o licitație, eBay și sau nu știu ce, cumpără ce tot chestii. Felul de chestii grave. Dar e o altă lume, nu știm noi. Și ce faci cu ele? Pe asta e, da, e o altă lume din formată din câți oameni? Păi ei, nu știu, eu știu, ei sunt vreo 5. Pe asta cred zic, că probabil mai 4, sunt dacă încă nu mă înșel. 12 în toată țara. Că o să și mai mulți. Dar e o piață de a lor. Din ce am văzut eu de la ei, ei cumpără un 50% pentru ei
Și restul cumpără să dea mai departe. Tot felul de brizbrizuri, inele vechi, alea de dat, știi? Dacă se bagă la nu știu ce decorații de japoneze, militare, alea nu le vând, au acasă, cum se cheamă, tăblii cu dalea, cu ani, cu generalul, cu tare. Eu, na. Mi se pare că în ziua de azi, dacă ai un Grigorescu acasă, ești liniștit, poți să-ți dormi liniștit. Nu, da, nu știu dacă poți dormi liniștit, dar așa când vine lumea, la tine nu cred că își dă cineva seama că ai Grigorescu. Nu. Îmi dai seama, doar tu știi. De asta zic, că dacă ai o monedă din 1870... Ei au de toate, dar știu ei. Deci e o piață, asta e clar. Zic eu... Da, de asta, eu mă întrebam unde e revânzare. Au și unde să le vândă. Sărmână. Dar sunt grupuri de numismați, de... De WhatsApp. Monetari, monetiști. Își trimit clipuri din alea porno cu monede. Tonomatul... Uite, de exemplu, scria aici că ai apărut, bineînțeles... Ce, deja scrie sau ce? Nu, scria pe rețete și vedete.ro. Așa. Pentru că aici e menționat numele tău. Am înțeles. Afaceri de pandemie, cum a ajuns Precupeț, fiul liderului trupei Holograf? Să vândă... Să vedeți ce vinde. Da, așa. Da, și zice că... Asta, tot fel de vechituri. Da, chilipiruri. Și nu cred, briz, cerceiși. Da. Dar de ce, bă, băiatule? De ce pe... De eu nici nu știam că există rețete și vedete.ro. Mie mi se pare că ar trebui... Da, bine, e bine, e bine. Da, mă, dar ar trebui de fiecare dată când prind câte o vedetă, eu așa aș fi făcut în locul lor. Deci ăla e Jurjac, da? Bun, și lângă, eu pun o rețetă la ce mi inspiră mie, Jurjac, știi? Eu pun o rețetă la cremă spanac. De zahăr ars. Da, mă, și un spanac cu ou. Poșat. Pentru că Nu, ou răposat. Răpoșat. Răpoșat, da. Pentru că mi se pare că nu ești, pentru că e o mâncare așa, spre o mâncare fină, care nu e ușor de digerat, da, pentru toată. Mai degrabă urzici cu ou. Ai urzici cu ou, da, da, că e și caracterul ăsta, da, neau și așa. Cu brânzică, cu astea. Bine, și cu brânzică. Păi hai să le scriu. Da. Și sunt și imagini de aici. Da. Da, abia aștept să se reîntâmple cum se cheamă, bazarul de Cotroceni. A fost frumos și o să mai fie. O să vin și eu, chiar o să vin. Da, să vin. Și când erai mic, deci era încă perioada comunistă, și cum arăta Cotroceni în perioada aia? Păi nu știu. Da. Adică presupun că, uite că s-a dezlipit. Așa. Presupun că era diferită treaba. Adică locuiau tot oameni bogați? Sau n-ai stat acolo de atunci? Ba da, am stat de atunci. Tata s-a mutat acolo la 12 ani, cred că. Da, s-a mutat de la mai sus, de la Cireșica, de la lângă Lazar. Ah, ok. Nu erau tot oameni bogați și nu, acum cred că s-au mai îmbogățit ăștia, nu știu. Ăștia care stăteau acolo deja? Nu erau. Nu, cine s-a mutat, că na, mai nou. Poți să zic că... Dar poți să zici că e o zonă... E o zonă înstărită. Frumoasă, da, înstărită, da. Păi nu, e palatul acolo, na. Păi da, e palat, frate. Gândește că stau lângă palat. Dacă nu stau în palat, stau lângă palat. Cum era aia? Vreau să-i fac palatul mami? Nu vreau să-i iau palatul mami. Eu pot să zic? Sau o lași pentru top 7? Că a descoperit Mădălin un trepăr mic care zice asta, că vreau să iau palatul mami. Pic palat. Un pic palat. Deci nu mai ai amintiri din perioada? Ba da. Era, zine, păi nu era cu... Era cu golăneală. A fost o combinație între... De școala vieții totală, între la țară și în centru. Nu știu cum să zic. Pentru că era zona de case, nu? Zona de case cu corcoduși, cu cireșe. Cu găini. Cu găini, da. Ce tare. Păi nu, mergeam la furat de vișine. Mama, era un vișin. Era un corcovișin sau nu știu ce era. Era o combinație de prune cu vișine, un mutant. Mamă, și numai acolo mergeam, erau niște corcovi
prune, vișine de-astea mari, dulci, roșii și ne-a tras, ne suim pe poate un gard. Poate erau rodii, coai. Și când am trebuit să mergem pe un gard și când am fugit că au ieșit proprietarii, aveau niște cotețe de găini. Și unul dintre noi a căzut cu piciorul în coteț, da, și n-a putut să mai iasă. Până la urmă s-a tirat sau ceva, nu mai țin minte, dar a scăpat, nu l-au bătut, nu nimic. Dar tu îți dai seama ce preț spuneau oamenii pe vremuri pe legumele și fructele lor când băteau copiii dacă furau câte cireșe puteau să fure 5 copchi până la urmă? Că aveai măcar, nu cred că aveai un singur cireș. Noi eram o gașcă de crimă organizată la Corcodușe și Cireșe. Eram cu sacoșe, cu astea, cu... A, eram da? Profi, da. Nu mergea și voi cu tricou, cu nu, coala, eram, cum era normal? Nu, eram cu... A, deci voi v-ați dus, erați pe profit. Next level, da. V-ați vândut după aia cireșele alea. Ați început să faceți bani. Așa a pornit târgul în Cotrăceni. Da, de-aia s-au îmbogățit ăștia în Cotrăceni. Da, exact. Noi așa făceam, noi mergeam. Eu țin minte asta, când am mers total random cu ăștia la bloc, era vis-a-vis de blocul nostru, își plantase cineva, cum făcea și tata aia, Dumnezeu să ierte, avea și să-i practica asta și pe la blocuri, care aveau așa grădini. Mai puneau toți locatarii, o roșie, da, o ceapă verde, nu știu. Și vecinii de vis-a-vis de blocul nostru, în Focșane acolo, puseseră morcov și mai știu ce. Și a ies unul de la noi din bloc, a ies, hai să mergem să furăm morcov, băia. Deci îți dai seama, o lipsă totală de ocupație ce aveam noi în momentul ăla. Joacă, dracu, v-ați ascunsea sau ceva, nu te duce la furat de morcovi. Că și asta, măcar cireșile sau protoprunele astea, da, de care vorbeai tu, sună cumva, știi, adică să faci poftă, dar morcov și mai ales la vârsta aia, în fine. Și ne-am dus să furăm morcov, bă, băiatul. Și bineînțeles, suma asta de 6. Întâmplător am fost eu. Doar că eu stăteam de 6 prost. Pentru că l-a ieșit din spatele blocului. De spatele tău. Vecinul. Nu, din stânga mea. Deci eu stăteam în fața blocului, în dreapta. Și vecinul ăla a ieșit din stânga. Bă, băiatule, și cu o toporișcă. Opa. Da, și a ieșit și a început să urle după noi, să ne înjure și să arunce, să vrea să arunce cu toporișca după noi. Dar n-a aruncat. Bă, n-a aruncat, că, dar pe de altă parte putea să arunce. Dar noi Doamne ferește, da. Noi avem 4 morcovi. 4 morcovi în mână, adică ești un pic exagerat. Înțeleg că a fost perioada comunistă. Să faci comunist. Bulău pentru 4 morcovi. Ăla părea dispus. Adică... Da. Vă băga la bulău pentru 4 morcovi. Pentru 4 morcovi. Ce hrănești, mă, cu 4 morcovi? Apropo, aveai iepuri. Acum de bulău pentru de-astea. Bine, e puțin ceva mai mult. Nu era. Aveam o cofetărie super șmecheră undeva în spate, în Cotroceni, pe... Nu mai știu cum se cheamă strada. Știi unde e OTA? Staicovici? În fine. Pac, pac, pe o străduță era o cofetărie mai șmecheră de făceau aia... ciocolată adevărată acolo. Păi și un tovarăș, un vecin, a furat un ecler și 2 savarine și l-a băgat la bulău pe vremea lui Ceșcă. Mm. L-au normal. Și prins. A fost slab. Bine, după ce a băgat 2 savarine și un ecler, cred că un pic mai gras. Cred că le-am mâncat acolo, da, din păcate. Da, asta e prostia. Eu când eram cu mama, eram într-un magazin, deci asta țin minte perfect, magazinul ăla din perioada lui Ceaușescu, când era gol, efectiv. Erau niște rafturi din astea în sticlă și nu era absolut nimic. În afară de un pachet de gumă pe care l-am văzut în dreapta pe acolo și bine, mai era pâine, nu știu ce mai era pe acolo. Nu cred că era pâine, nu știu, în fi, conserve. Bă, și eu am băgat mâna și am luat pachetul ăla de gumă. L-ai dar cerdit, aveam, sau cum? Da, dar aveam 3 ani ceva gen. Da. Eu, neștiind, îți dai seama, neavând conștiința unui adult de eu iau asta și trebuie să plătesc pentru ea. Eu am văzut asta acolo, nu băga nimeni în seamă, am zis, hai, că o iau eu, na. Și era și gumă. Pentru că era, exact cum e gluma lui Chappelle, era perioada aia în care trebuia să mestești ceva chiar dacă nu te săturai. Și am
am furat acel, folosesc ghilimele, că nu l-am furat, l-am luat. L-ai luat, pur și simplu. Bă, și a intrat mama în pământ de rușine, bă, că m-a prins vânzătoarea aia, care s-a și comportat cu mine ca și cum eram din ăsta, tatuat pe gât, cu da puta madre, mexican, da, nasol. Mexicanos nasolos, vin peste tine, fă, te omor. Familia, da. Ți-au lanțul. Exact. Bă, și a început aia să urle ca isterica, cel puțin așa țin eu minte, și a intrat mama în pământ, săraca. De asta, știi, de la, că mă uitam acum, că a fost la podcast la Rogan un tip și vorbea exact de consecințele lucrurilor pe care le faci când ești copil și inocent și nu cunoști regulile astea sociale, știi? Poți și... atunci, na, ești mai iertat, îți dai seama. Mai mult sau mai puțin. Eu n-am fost așa iertat. Pe vremea aia nu prea te mai ierta nimeni. Păi da. Acum probabil te mai... dojenesc sau nu știu cum să nu știu, că n-ai avut copii, habar n-am. Bine, mă uit la ăștia apropiați care au copii. Însă altfel de părinți oricum, comparativ cu ce era pe vremea noastră. Și noi nu suntem altfel de oameni față de cum erau ai noștri la vârsta noastră. Păi da. Zicea Viu acum că face 40 de ani și zicea că și amintea când se uita la taică-su că făcea 40 de ani. Și că e o diferență în asta, dar mi se pare și din cum arată oamenii, știi? Păi și noi ne-am mai... conservat. Conservat, da, da, bine. Că n-avem aceleași... În ghilimele ne-am, da, conservat, bine, da. Alt băutul. pentru că n-am trăit aceeași perioadă nasoală, oribilă, care ne-a... care i-a lăsat cu cicatrici pe ai noștri. Dar presupun că tatăl tău fiind artist, mama ta, apropo, cu ce se ocupă? Mama, la, da, avocat și ea... de asta trebuia să dai la avocat. Am fost în Barău, am ieșit, da. Mama, avocat, dar înainte a și cântat. A cântat cu Songu, dacă ții tu minte. Songu, cu Mihalea. Mihalea? Da. A băgat la Song și înainte de Song a băgat balet. Înseamnă că am văzut-o la TVR. Când era mic, sigur. Da. Așa a cunoscut-o tata. La cântare, cred că la sala Palatului cu Songul sau ceva. Mamă, ce tare. Pam, pam, opa, stai așa. That's my wife right there. Ce tare. Și de acolo, cred că mama a avut și băga mult, nu știu de ce, îi plăcea ei cu Negro Spirituals și Gospel. Și băga. Și cred că de acolo m-am dus eu un pic așa mai pe blues. Am stabilit asta după ce m-am apucat de muzică. Se întreabă lumea și ei mei, de unde îți place ție bluesul, frate? E, de la mama. Dar tu ai o relație foarte specială și apropiată cu ei. Absolut, da. Ceea sunt bucuros de ei și sunt minunați și mișto și eu m-am mai maturizat, dar nu prea, și mă bucur de ei. Păi și asta cu maturizarea, mi se pare că pe vremuri era înțeleasă greșit. Bine, erai nevoit cumva să te maturizezi aspru. La noi, noi neavând un exemplu înaintea noastră de alte generații care s-au maturizat în sensul ăsta de a deveni responsabili, adică știu să-și putească... Neforțat. Neforțat, da. Da. Că asta mi se pare esențial și din ce am observat la... că am mai vorbit la podcast despre copilul interior din fiecare, așa, pe care ni-l amintim cu toții. Adică noi. Adică noi, de fapt, da. Că asta e momentul în care rămâi acolo... Asta nu înseamnă că nu ești matur. Eu cred că nu o să mă maturizez total niciodată și nici nu vreau, dar cumva observ că un pic am mai început să prind niște chestii de om normal la vârsta mea, dar sunt destul de departe de a fi un om normal pentru vârsta mea. În sensul că ai tabieturi? Da. Care sunt greu de schimbat, nu? Da. Și-mi și plac. De asta sunt tabieturi. Da. Dar ai crescut în, nu știu cum să zic, nu vreau să zic liber, că în liber cartier. Am crescut și eu. Bun, deci în cartier. Bun, hai să o luăm și cu liber, cartier. Da, dacă, în cartier în primul rând. Hai să o luăm cu asta, cu școala vieții, că da, acolo erai. Acolo, da. Deci hai să definim școala vieții în cartier Cotroceni în anii 80-90. Da. Deci era undeva între centru și la țară. Eu notez. Așa. Am avut și eu o fază de asta cu acum
facem paralele și sărim un pic, o să mă bag și puțin în zona de fashion cu pălării, cu The Head Butcher, prietenul meu, și în zona de haine. Dar mi-au plăcut chestiile de fashion de mic și na, am mai avut acces. Se mai ducea tata, mama pe afară, mai mi-aduceau niște tenis sau bașcheți de Reebok Instant Pump de la Shaquille O'Neal sau nu știu ce. Am jucat basket când eram mic. Wow. Ca să menționez, primul gagiu care l-am văzut și m-a spart este Hefe. Hefe. DJ Hefe. DJ Hefe, care e tot din cartier și avea, l-am văzut primul mai eu NBA pe vreun om în fața ochilor și zic, mamă, mâncați-o. Și după aia când am prins puțin acces, gata, mi-am luat și mai eu și Adidas și țala și pac și pac. De el avea mai eu cu NBA în ce perioadă? Eu cred că era în clasa 4-a. Clasa 4-a, deci în 93, nu știu, 94-93. El avea din Canada ceva adus. Și de acolo am prins un pic de gust de fashion, de țoale, de nu știu ce. Așa, și m-au adoptat ăștia mai mari. Că eram un pitic haios, jucam basket oricum 18 ore pe zi. Că era, stăteam gard în gard cu școala generală, cu terenul de basket, ce putem să fac? Pam, pam, pam. Și de acolo m-au prins drag ăștia mai mari de mine. Nu mă trimiteau sclav după apă și după mingi, după gard. Și de acolo m-au, după aia m-au, când am mai făcut un 13-14 ani, m-au dus și la discotecă și... Da. Discotecă însemnând Max Dumars. Aia nu era discotecă. Discotecă era la țară, Galaxy. Alea erau discoteci. Bine, avea... tot cu neoane și cu așa, presupun că și la Max era. Eu știu când am ajuns eu în București, încă erau neoane la Max. Da. Și aveam, îți dai seama, că la Max intram pe lângă coadă, cu băieții frumos, cu masă rezervată, cu... Bă, ești nebun? Da, la 14-16. Dar erau gangsteri ăștia în cartier în cazul ăsta. Nu, în principiu numai gangster, da. Și ce făceau mai exact? Că poți să zici, s-a prescris. Bă, nu știu exact ce făceau, dar mergeau și pe afară. Deci mașini? Nu, mai... mașini nu. La muncă pe afară, dar munceau cum știau ei, da. Cum se... Făcea, cum se muncea. Cum se putea. Bine, nu erau carduri în perioada aia. Aia e o perioadă de după deja, dar știu. Portofele erau. Da. Adică erau gangsteri umili. Analog, da. Era un gangster așa de... Primul pas spre... Gangster de buzunar, da. Da. Așa mi se pare că ar trebui să apară un ghid din ăsta. Cum să fii gangster? Primii pași a fi gangster. Ar fi oricum niște, cum se cheamă, manuale, nu? Da, un soi. Dar de la mic, de buzunar, așa, cărticică. Da. Să fie, tu ai citit, ai citit Oprișanu, nu? Asta e de insight. Stil Oprișan? Sau? Stil Oprișan, da. Ai prins, eu am învățat după Oprișan. Când se întâlnesc gangsteri la muncă, știi? Deci, gangsteri. Bun. Și tu ai gangsterit? Colateral. Ce înseamnă asta? Da. Involuntar așa, mă luau cu ei. Păi te puneau să faci ceva sau? Nu, doar eram martor. Mai mă, s-a prescris, nu trebuie să vorbești cu o dată. Nu vrei să afli tăi? Era bine, frumos, mă distram. Ce înseamnă diplomația de martor? Bă, nu toarnă nici după 30 de ani, bă, bă. Bun. Și aveai vreun, că și asta mi se părea tare, că eu aveam în cartier, l-aveam pe Țâm-Țâm și pe Cătălin, dar nu mai știu cum, tot așa avea o poreclă. Bănuiesc că și ăștia în cartier încotro cine avea porecne. Da, normal. Cu Maraba, cu Ciuciubatu, cu băieții.
E... Ăștia erau mai pe partea mexicană. Dar Maraba... Maraba era florar. A, că pare numele de familie. Bă, nu știu, așa îi spuneau... Maraba, Ciciubatu, Nan... Astea sunt din partea mexicană a Cotroceniului. Și din partea asta autohtono... Autohtono... Cerbu... Bine, și asta era autohton. Cerbu, Traian, Bustic. Cerbu care e rapper? Nu. E același cer. Un suflet frumos. De ai avut așa un om care, pe care te-ai ghidat dintre ei? Adică să zici, bă, ăsta fiind mai mare, bă, era nu... unul de care ți era mai drag, așa, comparativ cu ceilalți? Bă, erau mulți, nu. Aveam mulți mentori, ca să spun așa. Da, n-am vrut să folosesc termenul ăsta, dar... Da, pe partea de zmardoială era Gigi. Care era francez. Bineînțeles. Era Gigi, care era... Te bătea cu bagheta. După aia, cine era așa? Nu, sunt mulți, sunt mulți băieți mișto care m-au influențat. Dar am luat și eu doar cei buni de la ei, nu... Ierte, ierte, justifici în momentul ăsta. Nu te justificam, că n-are sens. Vrei să oprim camerele, să-mi spui? Și pe zmardoială ce înseamnă? Păi era, când venea în curtea școlii și îi punea pe gagii la flotări, la alea, la, îi trimitea, în afară că îi trimitea după, îi le dădea task-uri, cum se spune. Dar în primul rând, capace, castane și flotări, eu scăpam. Na, am scăpat de la astea. Eu doar, eu eram martor. Cum pentru că era în cartier. Da. Dar erau foarte mulți outsideri care mai veneau pe acolo și își luau teroare. Deci un bullying, practic. Da. Ai fost părtaș la bullying. Dar n-ai fost bulit? Nu cred. Mi-am luat o bătaie destul de originală, dar nu mult. Mi-am luat un mare pumn în ochi, s-a înflat ochiul, cu unii din drumul taberii. Că na, știi cum era pe vremea aia? Era pe anarhie. De ce ne batem? Păi tu ești din alt cartier. Da, ai buletin de drumul taberii. Da, bang, bang și ne-au ars. După aia... ne-am războit, adică ne-am. Eu tot așa, mai martor, na, că eram mic. Da, ăștia n-aveau o problemă cu faptul că taică tu era la holograf? Nu. Cine ăștia? Inamicii sau... Nu, așa, în general, băieții din nu perioada cred, aia, nu. Băiețași. Nu. Am vândut scutiri. Nu scutiri, ce am vândut, mă? Am vândut și scutiri, da, asta e clar. Vindeam de-astea... cartonașe, cu autografe, cu bani de... De la trupa holograf. Da, da. Mai făceam bani. Pe asta înseamnă că erau pe rocăreală, că în perioada aia da, era rocăreală. Da, la rockeri le dădeam autografe, cu casete, cu semnate pentru ciubuc. Ce chestie, bă. Și scutiri de unde? Nu. Scutiri, asta nu mai știu de unde le făceam rost, dar vindeam și scutiri, da. Medicale. Medicale, îmi dau seama că nu-i scuteai de altceva. Da, mi se pare tare, așa că eu aș fi, adică știu că exista boala asta, dacă taică tu cred că exista boala n-am asta. N-am avut probleme că... Dacă tatăl unuia era ceva celebru... Problem. Bine, cred că ți era și frică, de fapt. Cred că aveai și senzația. Păi da, mă, dacă tatăl așa, cred că ești mechi. A, în celorlalți. Da, ei că aveau da. Părerea nu știu, asta. Eu n-am avut probleme. După faza asta. Ai observat vis-a-vis de fashion, că acum e... Mă uitam acum când am venit pe stradă și am observat că deci, deja dacă stai în același loc timp de un minut, o să treacă oameni îmbrăcați într-un fel, da? Și o să treacă pe prima oară oamenii care sunt îmbrăcați ca toată lumea. După aia or să treacă oamenii care sunt îmbrăcați special, care au senzația că s-au îmbrăcat special. Da, care au senzație. Care au senzația, pentru că imediat, dacă stai ți-aiesc un minut, mai trec încă minim doi oameni care sunt îmbrăcați la fel. Dar e foarte ciudat că observi, dacă stai și te uiți atent, să-ți dau un exemplu concret. Era un tip
care avea calviție așa, barbă și niște pantaloni mai largi, niște Adidas negri și o haină din asta mai largă, neagră, cu glugă. După aia a trecut un om care era la fel. Deci tot așa, cu calviție, barbă, glugă, și îmbrăcat cam la fel. E foarte, deci a început să fie foarte dubioasă asta. Mi se pare că e foarte de matrice așa. Cum la se cheamă? Dat, dacă te uiți, e un lipsitoare. Nu, dar e un pattern care se repetă. Dacă în trecut erau chestii speciale, de exemplu, pe care le găseai la SH și aveai o geacă pe care clar mai aveau maxim 3 oameni. În... De la SH am o geacă cu care am venit. Nu. Adică atunci era ceva special, dar acum mi se pare că e stilul ăsta clar. E o hipstereală din asta. E și o hipstereală. La mijloc. Dar hipstereala presupunea la un moment dat că e ceva special. Și asta practic voiam să subliniez, că nu mai e nimic special, și pentru că suntem foarte mulți, dar și pentru că informația e aceeași pentru toată lumea. Da, sunt de acord. Dar uite, chiar dacă mai auzi aminte azi, am văzut un nene, nu-mi dau seama, cred că avea vreo 50 plus, că avea mască pe față, dar l-am văzut, bă, m-am uitat la el, că mă interesează fashion-ul mai mult ca înainte, oricum m-a interesat întotdeauna. Cagiu era, fiind în altă epocă, nu știu cum să zic, avea niște pantaloni nevazați crem cu niște pantofi de-aia mari... Ciocat, nu, tip olandez, nu știu, de aia, zici că-s de aia șlap, de aia din lemn mari. Oh, ok. Așa, cu o bască, era foarte asortat Gagiu. Am simțit că e ceva cu el. Mm-hmm. Care un simț estetic aparte. Da, sau zurli, sau nu e de aici, da. Ori e ceva designer, ori nu e de aici. Da, plus că mi se pare fascinant de fiecare dată când vezi un om mai în vârstă care se îmbracă fisticiu, e deja o fază. Da, da. Obișnuit cu tot așa, că iar mă întorc la perioada aia comunistă, în care toată lumea era gri, adică rar purta cineva mai în vârstă ceva colorat. De obicei când înaintai în vârstă, încercai. Așa era pe vremea aia, cât mai era scurta clasică, știi că nu știu dacă mai există termenul de scurta. Nu mă știu, ce e scurta aia? E o... Era o gecuță de primăvară-toamnă. Aia cu mai strâns aici, tip da, colegiul, așa? Exact, da, un soi de... Sunt frumoase alea, eu m-aș băga. Bam. Vreau să fac și eu o scurtă jurgeacă, așa. Da? Mm. Te-ai gândit, te-ai imaginat vreodată la 60 de ani cum o să o arzi îmbrăcat? Nu, nu ți-a trecut, nu? Nu, mai ales că nu pun mare preț pe cum mă îmbrac eu de mici. Eu m-am gândit. Azi e situație specială când mi-am pus cămașă, nu știu de ce. Dar jur, nu știu de ce căcat am făcut asta. Da, eu m-am mai gândit. Aș arde un moș super cool rapper. Știi la cine m-am gândit? La Public Enemy. Uh-huh. Cum erau moșuleții cu ceasuri de alea mari de gât așa, cu alea colorate, cu hop, hop, hop. Da, bătrâni. La modul ăla de gangsta? Gangsta, de ce nu? Într-o duminică, o să bea o bere cu... Eu cred că mai degrabă în zona Letterman, știi când a fost acasă la Kanye și l-a îmbrăcat Kanye? Nu. Ei, și l-a îmbrăcat foarte... nu știu cum să zic. Menținând vârsta... Cum adică l-a îmbrăcat Kanye? I-a zis, boss, fii atent. Da, mă, i-a luat din garderobă, da, i-a luat un palton. Pune astea pe tine. I-a luat o pereche de... Și l-a făcut. Da, și l-a făcut, da. Cred că erau cizme sau ceva, nu mai știu. Nu, cizme avea el. El se îmbracă foarte country. Adică și a cizme, n-a, de cowboy și Kanye. Așa. Nu. Letterman. Nea Letterman, exact. Bă, și cum arăta, bă, băiatule, cu ochelarii aia rotunzi, așa, grav, cu bărboaca aia. Și cu ăla larg, așa, un palton din ăsta mai larg pe el. Dar știi ce? Mi se pare că întotdeauna când e vorba de fashion, trebuie să fii slab. Pentru că dacă ești gras, în primul rând nu ai atâtea opțiuni pe care le are omul care e slab. Și în al doilea rând, pentru că nimeni nu se gândește că
și grașii vor să se îmbrace într-un fel. Serios, eu pe ideea asta chiar vreau să-mi fac un business la un moment dat. Da. Când nu există, adică gândește când aveam 170 de kg, eu mergeam la C&A sau cum se cheamă. Da. Așa. Și erau acolo cămășile, aceleași cămăși, cum mă îmbrăcam eu la stand-up pe vremuri, în carouri, așa, pantalonii, aceiași pantaloni. Dacă mergeai miercuri, de exemplu, am mers într-o miercuri și erau bătaie de urși acolo care făceau, stai că aia mea, 5XL, bla, bla. Și plus că de fiecare dată asta era iarăși foarte frumos, fiind, cred că, singurul magazin unde puteai să mergi să-ți iei un hanorac sau așa, când te vedeau vânzătoarele știau deja unde te duci. Da. În drept. Și colțul ăla era prima oară, era un, cum îi zice, un palier. În fine, erau multe haine pentru grași sau oameni mari. Și ăla a început să se îngusteze. Slavă Domnului, pe măsură ce slăbeam și eu, știi? Și acum, știu că am fost o dată, era un colț. Efectiv, a ajuns un colț. Da. Deci nici ăla nu mai... Și mi se pare că, bă, sunt o grămadă de grași care vor și să îmbrace cool, să cool. Fie... Da, să arate într-un fel. Ar trebui. Dacă nu e, de ce nu? Trebuie făcut. S-a făcut asta cu oversized, a devenit asta moda asta. Păi se poartă, uite, și ăsta e teoretic un... Uite de ce... Ah, nu. Se vede la umeri, da. Un oversized, așa, mă bag. Păi da, dar asta pentru că e slab. Pentru că eu dacă port un oversized, îmi pare că e ceva ce mi-a rămas mare din trecut... din altă viață. Din viață, tot viața asta, se vede că e tot viața asta, dar când era viața mai grea. De asta probabil nici nu m-am gândit, știi, la cum o să mă îmbrac eu în momentul în care o să fiu... M-am gândit că aș fi sau voi fi un moșuleț cool, cealap, sigur cealap. Adică dacă o să mă vezi la 50-60 de ani, o să zici că băiatul ăla ceva e neregulă sau în regulă acum, na, nu, în primul rând neregulă. Da, hai să zicem deja 60 de ani, pentru că 50 de da, ani e aproape. E mâine, poi mâine, da. Da, dar trebuie doar să păstrezi perechea asta de ochelari. Eu o păstrez și dorm cu ei, nu mi-i dau jos. Serios? Atât nu, de dragi sunt? Da, dar ai făcut asta, nu? Când primeai Adidas sau ceva, să dorm cu ei? Da. Am dormit și cu Adidas și cu bluze. Bă, nu mai știu, am dormit și cu geci, dar... Dar era frig. Dar era frig și am dormit aterizare forțată, cum s-a spus. A, era direct din hol? Da. Da, da, și am avut chestia asta. Da. Mi se pare tare așa cum sunt oamenii care au treabă cu fashion-ul de obicei. E o zonă mișto. Dar pare că nu-ți pasă, de fapt. Asta îmi place la oamenii care sunt cu fashion. Păi da, pare că am pus niște chestii pe mine de care nu-mi pasă. Da, e o neglijență controlată până la urmă, dacă ești asumat. Nu? Ca în artă. Până la urmă. Regulile trebuie să le înveți ca să le încalci, nu? Da, abstractul ți se pare că are o regulă clară? Bă, cred că are și el la niște reguli, îți dai seama. Nu sunt atât de abstract. Nu e vorba... Nici, nu eu ca artist vizual nu sunt abstract, sigur. Și nu sunt nici fan artei abstracte. Dar sunt... Na, până la urmă știi ce e cel mai important? E ca la vin. Cel mai bun vin nu, care îți place. Nu, dar și nu-ți face rău. Mă gândeam la... Păi, da. Dar mă gândeam la abstract așa, știi, că dacă te uiți la o operă abstractă... O dungă cu un punct, o chestie, o cioacă de asta. Tu în mintea ta, automat, încerci să o bagi într-un... Undeva, într-un... Într-un lucru pe care îl cunoști. De asta mă gândeam, dacă există totuși o regulă care te poate diferenția de... ăștia care lipesc o banană și... Cu scoci, da. Știi? Bă, care, bine, aia e o aia chestie fost... mult mai controlată decât ar fi această dungă. A făcut-o doar ăla, că după aia oricine lipește o banană nu mai e nimic. Nu mai e, nu. Ăla s-a pișat, cum s-ar spune. S-a pișat? Da, hai să zicem că s-a pișat, da. Da.
Nu, dar ca asta asta practic cum îi spune, te delimitează de momentele alea în care sunt oameni care vin la o galerie sau vin la o expoziție și stau și se uită la hidrant jumătate de oră, știi? Gândindu-se ce a vrut să spun artistul. Faptul că tu te duci într-o zonă abstractă, dar după aia, dar o faci având niște reguli în cap, știi? Așa, să-ți răspund. O, da. Să zicem tehnică? Da. Nu, până la urmă, în primul rând, dacă nu înțelegi ceva din lucrarea respectivă, e o vină comună? Nu, nu, dar măcar să-ți lase un sentiment de nesiguranță, de mister, de nu știu, de nesiguranță, cred că e cel mai bun termen. Bă, nu înțeleg eu, dar îmi place, știi? Măcar asta e, știi? Nu înțeleg, dar îmi place. Dar dacă ți-o dă așa, pac, pac, pac... Asta presupune să ai foarte multă încredere în tine, dar cred că de regulă nesiguranța... Cred că ai zis bine nesiguranță, că de regulă e... îți scade încrederea în propria capacitate de a judeca lucruri, știi? Tu ca spectator ca om, ca spectator. Pentru că ai senzația că ești prea prost și n-am reușit să și nu reușești să, să înțelegi ce... Da, da. Mai e și faza că nu înțelegi, dar îți place, știi? Acolo e intervine o cioacă mișto. Cred că rar se întâmplă. Bă, se mai întâmplă, uite, nu știu, ai ascultat vreodată rap chinezesc? Da, am ascultat, da. Ăsta rusesc mi se pare și cel rusesc. Mai de... Nu înțelegi versurile, dar dacă e mișto făcută, îți place. E o comparație, nu știu dacă e cea mai bună, înțeleg, dar simți că e mișto, dar nu înțelegi. Aia e un caz fericit în care te cucerește senzația aia de nesiguranță, nu știu cum. Da, nu știu. China. Da, China. E din China. Da, mie mi se pare tot timpul că ce nu înțeleg, nu pot să trec prin filtrul ăsta al de îmi place sau nu-mi place. Filtrul propriu, da. Da. Deci dacă n-am înțeles, brus a blocat acolo. Că iarăși eu vreau să mă întorc la... Că vreau să înțeleg chestia asta, cum e să ai un tată care e artist. Așa. Cum a fost relația la început? Adică în momentul în care deschideai ochii cu adevărat așa și începeai să înțelegi în ce lume te... Scald. Da. Îți plăcea holograf? Îți plăcea ce făcea taică tu? Aveai... Bă, da, am simțit... Aveai așa o mândrie că, bă, uite ce face tata? Da, mi-a plăcut. Dar tata a fost de la început niciun caz. Nu a existat tata pe scenă și tata acasă. Era la fel. Și este în continuare. Ceea ce e un lucru minunat. Asta e atuul lui. Înseamnă că și el e unul din oamenii ăștia care și-a păstrat copilul și... Și copilul din el. Păi da. Da, copilul Daniel cu copilul eu. Se înțeleg foarte bine. Da. Ești prieten. Da, tovarășul meu, copilul Daniel. Ce chestie. Da, e un om minunat. Sunt foarte norocos. Ce chestie. Și stau cu el. Stau cu ei mei. Serios? Da, de când a început pandemia, hop, sunt înapoi și e minunat. Păi și cum poți la... Când aduci tu o fată? Acum... Să nu deschidem subiectele astea. De ce mă să nu le deschidem? De ce mă să nu le deschidem? Păi mă duc la ea. Ah. Păi na, uite, e deschis. Sau la mine în altă parte. Dă-mi rușinos ești, mă. Că m-am înroșită. Da, dar nu înțeleg de ce ești atât de... Păi cu microfoane, cu lumini, cu astea. Vrei să stingem tot? Ne dezbrăcăm? Nu, de ce? Te-ai dus prea departe, nu era vorba despre asta. Da. Tata, și pe scenă și acasă, cel mai șmecher tata.
De obicei asta eu am observat că există o competiție. În momentul în care ești fiul de artist, să vrei să-l depășești. Să vrei să-l depășești, dar nu doar că vrei să-l depășești. Că e ceva, crezi că trebuie sau... Da, e ceva făcut cu încruntare și cu abordare și cu... Plus că nu suntem pe aceeași sector. Felie, da. Și poate și mai bine. Că eu oricum am început cu văzduc. Eu am început invers. Făceam numai... Am început cu un fel de soundtrack de muzică, de teatru. Nu se putea asculta teoretic, dar... Trebuia să fie însoțit de vizual. Absolut, am avut visuals. Și era, se chema Virtual Picnic. Asta după Cagulă cu Băteam Tobacu. Era un rap, trip-hop, rap, mișto, jazz. Ești foarte pe Germania așa. Pe Germania, da. La Germanos. Și după aia chiar am făcut niște chestii super experimentale în care chiar nu era... era avangardă, cum ar veni. Oricum n-a avut succes și nici n-are cum să aibă, dar a fost o experiență creativă și mi-a prins bine și plus ca cu... am început invers, ne-am dus exact la capătul drumului, la început și acum revin pe către muzica de pentru oameni, cum ar veni. Auzi, da, băutura e clar că... Că îmi place, nu? Dar droguri. Droguri ai băgat? Nu, nu îmi place, nu mă droghez. Nu-ți plac drogurile? Nu. Da, băutura îmi place. Deci ai decis băutura. Ai decis să fii un clasic, practic. Da, da, un clasic. Păi și alcoolul de ce îți place atât de mult? Uite, de ce îmi place atât de mult? Mă regăsesc. E o stare plăcută. Nu, dar tu știi că, adică eu nu sunt potriva alcoolului, Doamne ferește. Păi da, nu, de asta nu mă servea aici, am dădeai niște cap din ăla, cum se cheamă, cu... Cap verde? Nu, cu morcovi, suc de morcovi. Teddy. N-ai voie, noi Teddy n-ai voie cu... să zici Teddy. Cum ar fi fost? Da, mă înțeleg. Bun, deci e o chestie pur și simplu artistică, adică da. Ține de sensibilitate, că din câte am înțeles, că ai dat exemplu Nichita Stănescu, așa se întâmpla și în orice conjunctură în care era Nichita Stănescu. Pe lângă faptul că avea el același oricum obicei pe care l-ai și tu, ăsta de a avea, vorbesc serios, de a avea ușa deschisă de la casă, și veneau tot felul de oameni acolo, adică nu mai bătea nimeni la ușă. Da. Știi? Intra lumea, stăteau ăsta, pac, îți puneau un pahar de vin. Hop, hop. Da, și după aia începeau discuții. E un grup cu care face asta de obicei, adică să bea un pahar de vin, cu vin? Sunt mai multe grupuri. Deci sunt mai multe grupuri. Da. Pentru că mi se pare că totuși lipsește ce s-a întâmplat în perioada aia. Ca să fiu și mai clar, în momentul ăsta la șpriț nu se discută lucruri constructive și interesante și mișto. Constructiv în profunzime. Profunde, de fapt, da. De obicei se ajunge la o bârfă proastă sau la o paranghelie. La o discuție generală, superficială despre nimicuri. Da, cretinisme. Da. Să se întâmplă și cretinismele, dar am și găști cu care beau și discutăm. Elita? Chestii. Elita, dar la fel, și cu elita. Asta e și cu elita. Dăm erori, nu? Asta e, da. Asta e. Dar din când în când avem niște seri de șpriț foarte constructive și intelectuale, ca să spunem așa. Am avut o seară de șpriț de curând, acum vreo câteva săptămâni, cu Bogdan Simion. Da. Răspund că vă știți. Da. Da, și a fost... N-ați discutat nimic. Bă, asta e, spre deosebire de alte seri, bă, a fost ceva... Păi Nagagiu e oricum... Enciclopedie. Librar, da. Da. Dar dacă... Na, cu oricine, până la urmă, și noi discutăm chestii mișto la șpriț, dar nu dacă bem șpriț 5 luni... Șprițul în fiecare săptămână sau de mai multe ori... repeți. O dăm și pe... Pă nimic. Chestii vagi. Da.
Într-adevăr, oricum clar alcoolul dezinhibă, cel puțin pentru anumite persoane, îți deschide anumite... Și mai ales în mediul artistic cunoști oameni mult mai... Mai deschiși la șpriț. Da, și da, după aia se creează niște chestii mult mai... Se arde procesul de cunoaștere al omului respectiv. Și se sar niște pași. Shortcut. Da. Către... Adevăr, să zicem, sau nu știu. Eu tot timpul aveam fascinația asta, că vorbeam și cu Dumitrița, care e pictoriță, și îmi povestea despre că în Paris poți să mergi așa și e un cartier din ăsta de case și poți să urci și sunt artiști care pictează. Da, și pe, intri peste ei. Și beau un vin, da, da, și intri în atelier, sunt lucrări de vânzare acolo, vorbești cu ei despre ce fac. O chestie în asta, știi cum era... Când a început adevărata mișcare a filmului în Franța, tot așa era și filmul ăla, cum îi spune, zi în care era momentul ăla cu You Are One of Us. Știți despre ce vorbesc? Nu acum. Și asta se întâmpla, se strângeau artiștii. Eu nu prea sunt de acord cu termenul ăsta de artist, da. Și se strângeau artiștii și, bă, dezvoltau lucruri. Se întâmplau chestii acolo. Se nășteau chestii. Se nășteau chestii. Și mi se părea că în perioada asta de pandemie și așa, ar fi fost un moment foarte bun. Pentru asta. Pentru asta. Bă. Doar că și noi avem nevoie de supape pe care le deschidem de obicei când suntem între noi și probabil de asta se ajunge la a discuta căcaturi în loc de a discuta chestii da. Cu greutate. Îți mai speli și creierul cumva la un moment dat. Dar aș vrea să facem asta. Să mai bem. Să mai bem constructiv. Constructiv. Eu în principiu da, sunt un băutor constructiv. Adică poate ne gândim la ceva, să facem o asociație. Vrei să te bagi la un workshop de sculptură? Nu. Fac eu, nu, cu mine. Mai am cu pălărierul, cu Octav și cu un prieten și facem... Am ținut deja un workshop. O să te ajute la film. Cu ce? Cu, îți pui destinația, îl facem pe Moș Crăciun, dar ți iese Bruce Willis, nu știu. Am înțeles. Deci cu a fi adaptabil. Da. Da, mă, dar știi cum e. Și când... asta e cel mai concret. Că pui mâna și vezi. Așa noi discutăm, domne, cum adaptez, că vine aia cu idei, că nu știu ce. Nu. Dar nu am răbdare pentru așa ceva, că eu am făcut în... Păi nici eu n-am răbdare. Și eu și m-am creat sunt stiluri și stiluri. Am un stil în sculptură ușor neglijent. Dar trebuie să-i dai niște detalii la zițe, la nas și restul lași așa, nefinisat. Ca să se vadă că ești artist. Că știi ce faci. Aia e partea artistică, de fapt. Nu știu ce să zic, e vorba de... Da, nu știu. E terapie, e chill. Eu numai pe bază de șpriț se întâmplă. Aha. Deci asta e carte de intrare. Da. Trebuie să te prezinți la intrare cu... Cu sticlă de vin? În deca. Nu știu, o să mă gândesc la asta. Da. E mișto. O să-ți placă. 30? Băgăm o cântare sau ce facem acum? Dacă vrei. Hai da, să nu fie doar o piesă, nu? Checkera. Sunt jmechere microfoanele astea. Da, păi astea sunt standardul de mișto. Da. Am văzut că folosesc băieții și la cântări în studio, nu numai la podcasturi. Serios? Da. Multe, îți dau linkuri cu jmecheri, de la Gary Clark Jr. la băieți, cu d-astea trag. Da, mi se pare că se aude comparativ cu... Am avut altele, dar nu știu cum se numesc. Nici asta nu știu cum se numesc, dar... Are și Narcis, colegul meu, de asta și-a luat. MP... Nu, mai știu. Da. Sunt ce trebuie. Blana. Dar trebuie să oprim muzica aia pe fundal, știi cum?
Trebuie să vedem dacă m-am dezacordat. Da, la șpriț. Uite, da. Solul e puțin și... A, e și din asta care ți... A, uite cum am bătat și umblam la altă coardă, știi? A, e de bre. Așa. Asta e, am făstuchit-o. Da, chitara asta e specială, presupun. Da, chitara asta e specială că e făcută de niște prieteni de familie din Olanda, fiica prietenilor părinților, care s-a apucat de făcut chitări. Și am zis, când am văzut ce face, am zis, mamă, vreau și o chitară de asta, că... Pula mea. Dar arată foarte, foarte... E foarte mai specială. School, e pe un body de Telecaster din anii 50-60, făcută de băieți. Și am vrut eu cu gold, cu turcoaz, cu așa. Foarte mișto, foarte mișto. E Jurjac Custom. Foarte mișto. Și sună. Suport sănătos. Mulțumesc. La sunet îți dai seama, nu-mi dau seama că ne fiind profesionist. Nici eu. Dacă vorbim, chiar nu sunt chitarist, dar mă fac că muzică. Că ce, n-ai terminat conservator? Nu, că nici nu cânt, adică eu doar compun. Și mai cânt că na, că trebuie. Și îmi place, dar mi-a fost foarte greu. Primele concerte... Greu în ce sens? Păi eram în fața publicului cu ca la serbare în clasa 3-a. Te simțeai un impostor? Nu. Stânjenit total, cu mâinile drepte, bună seara și la revedere, și se vedea pe mine că sunt stresat. Uh-huh. Acum am început să-mi revin. Cel puțin pe scenă cu bandul, cu toată lumea, deja ne simțim de la excepțional în sus când facem asta. Indiferent că sunt 50 de oameni sau 3000. Uh-huh. Ne simțim foarte bine. Ei cred că se simțeau bine și înainte. Doar eu nu. Da, eu de vreo 2 ani, așa 3, cred că am început să mă simt bine. Păi e bine, mă, de 3 ani mi se pare că e... Da, eu... Oricum, emoțiile sunt bune. Sunt constructive. Dar de trac nu scap decât prin experiență. Faci asta de 100 de ori până devine reflex. Your thing, da. Și eu n-am fost făcut pentru asta, eu doar mă jucam acasă, făceam muzică și trebuia să și prestez. Și când am început, stres, am niște poze și filmări. De, nu prea la primii ani nu mi-au plăcut să văd filmările și să le ascult. În primul rând că nu mă auzeam și cântam prost. Și aveam și față de gușter. De gușter încolțit. Acum cât de cât am văzut niște filmări și înregistrări și am fost bucuros, da, am fost de acord. Da? La unele de acord asta și la unele bucuros, da. E cel mai mare. Dar în rest, majoritatea delete total, fără share, chiar cum se cheamă, report. Da, ți-ai dat singur report, da. La clip. Să se dea jos ăsta. Schimbau frunzele între ei, o apă trecătoare ținea de urât unei femei. Pe mal celălalt el stătea cu ochii în gol, și ea în gol stătea ca o regină și se întreba cine-i de vină. Ochii ei erau două puncte, și el era o piatră dintr-un munte.
dar muntele pe dinăuntru era gol. Și ea în gol stătea ca o regină și se întreba cine-i de vină. Asta e varianta scurtă. Ai Dire Straits, nu? Tum, da, 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 da. Dire Straits sau... Da, cred că Dire Straits. O clasic blues din La Cudocure. La Cudocure. La Dore. La Dorel. La Dore. La Dore. Mai sunt foarte multe piese cunoscute și necunoscute din La Dore. Păi știu că a făcut, era un clip la un moment dat cu un tip care făcea din aceleași acorduri 80 de piese. Da, da, 80 de piese. Ceva. Nu mai inventăm noi nimic. Normal. Ce, să mai dăm ceva? Hai să mai cânt acum, dacă după aia nu mai gând. Cum vrei tu. Shorty get down, good lord. Baby got him open all over town. Strictly please don't play around. Cover much ground, got the game by the pound. Get him plays a forte each and every day to a play away. I can't get her out of my mind. I think about a girl all the time, yeah. East side to the west side, pushing fat rides. This is no surprise. She's got tricks in the stash, stocking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, as long as she's going to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. Ayo, 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 ayo. Got class and style, she's knowledge about a mile. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings isn't known. Let me tell you how it goes. Curve the words, spin the verb. Love as it curves, so freak what you heard. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. That girl looks good. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up. Thank you.
Yeah! Yeah! Vrei să improvizăm ceva? Da. Vrei să improvizăm pe ceva de la Nikita Stănescu? Da. Mamă! Muzica! Are? Este o poezie, muzica. Yes. Începe eu așa tu? Eu, nu? Începe tu. Deci. Eu nu, tu. Eu ce? Cu chitara, tu cu vocea. Păi ce să improvizăm? Tu n-ai chitara la tine? Păi nu, tu reciți. Era dacă aveai tu chitara. Începe eu și reciți tu, păi ce facem aici? Vrei să facem un cenaclu? Păi, cionaclu. Aoleu! Păi da, n-am băut suficient. Deodată au venit pe sub copaci, duceau cu ei o chitară care lăsa în seară o umbră grea triunghiulară. După aceea au început să cânte și melodia a întins spre tine brațele ei reci, brațele ei reci, brațele ei reci. Melodia întindea spre tine brațele ei feline, brațele ei reci. Și n-am simțit când te-am îmbrățișat cu îmbrățișarea pe care uneori ți-o dă înserarea, electric și întunecat. Melodia ospăta din tine cum ospătează dintr-o pradă o forfotă de raci. Deodată au plecat de sub copaci, duceau cu ei o chitară cu umbră grea triunghiulară, smulsă din seară, ruptă din seară. Când mi-am întors spre tine chipul, zăzui, văzui doar un schelet cel lustruia nisipul. O, draga mea, iubita mea, femeia mea, bine ai venit dintotdeauna. Ți-am sărutat arcada, sternul, osul suav ce împodobește mâna, scheletul clipei străbătând etern. Au venit pe sub copaci, duceau cu ei o chitară care lăsa în seară umbră grea triunghiulară. Deodată au plecat de sub copaci, duceau cu ei o chitară grea triunghiulară, smulsă din seară, ruptă din seară, ruptă din seară, e ruptă din seară. De unde era? Era ruptă din seară. Bum! Yeah! Yeah! Nikita Stănescu. Ai grabă drău, nu? Eu puteam mai bine. În 30 de secunde, acolo avem, nu? 30 de secunde de să punem pe... Pe jar. Pe, nu, pe cocorul. Hai să mai improvizăm una, vrei? Una și gata.
Dar hai să luăm din altă parte. Hai să luăm de la Minulescu, mă. Dar fii atent ce-ți propun, dacă ai încredere. Îți propun așa, să lași pe Ciprian la chitară și să cânți tu versurile. Bine. Fii atent. Stai să-ți dau una. Dar trebuie să vii să te vezi, nu? Nu neapărat să mă rup. Bine. Aici. Dar trebuie să vezi și tu Ciprian asta. Alea e acta e. Is this a challenge or what? Eu cred că acum începe podcastul. Da? Ne-ați dat recă. Băi, aia a fost să mai discutăm noi de ce am mai făcut. Eu zic să faci asta, să fie bluziș. Da, bluziș și cum vrei. Asta se întâmplă acum, știi cum e când îți conduce altcineva mașina și îți repune oglinzile și scaunul și așa? 3 ani jumate n-am avut carnet. Ah, știu. Corect. Am stat și în spate și în față și am dat 5.000 de euro pe taxi. Wow! Într-o zi! Nu. Acuarelă. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, orășenii pe trătoare merg ținându-se de mână. Și în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, de sub vechile umbre ce suspină și se-ndoaie umedele de atâta ploaie. Orășenii pe trotuare par păpuși automate de jos din galantoare. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, nu răsună pe trotuare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picătorilor de ploaie care coboară din umbră, din burlane, din cer, din puterea unui ser. Dătător de viață lentă, monotonă, inutilă și absentă, în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucătrii ala stricate merg ținându-se de mână. Hey, hey. Două jucării stricate merg ținându-se de mână. Bra! Hai să luăm tot de la Minulescu? Vreți să mai facem asta? Da, poate iese și mai bine. Hai de asta zic, sănătate. 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 Sensei. Sensei, sănătate. Stai așa să vă găsești. Haide să o încercăm pe asta. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine. O facem punk? Da, cum ar fi? Ia bag un pic punk, că aș fi curios. Gigi. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi te dai toată, am să te iert, evec păcatul.
și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă din cele fete, să mor dacă te mint. Am ars mirese otrăvitoare din argint. Poate am dat slobos la tavă. Oh shit! Tu flori însângerate cu parfum de prat în noapte. Hey, hey, oh, oh. Dar ea te bate în miezul nopți. E ora amanții se dau la os. Șni, șni, șni. Amanții sorbeau amantele împreună. O travă binecuvântată împreună. Dai vino! Vino, vino, vino încoa. Vino cu pieptul și părul tău. Învinge-ți minciuna și în cadrul buzei tale adevărul îmi spune totul despre matale. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toate, am să te ierte vei păcatul și nu ești prima vinovată. Nu ești prima vinovată. Și 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 nu ești prima vinovată. Dă-te fă mai încoace așa că nu am loc pe canapea. Maestro. Așa. Ia să mai vedem aici așa. Bă, îți dau, fii atent. Asta e simplu. E pianissimo. Și o să contăm... Stai două secunde. Yeah. Hai să o cântăm reggae, coi. Reggae? Asta? Da. Deci avem niște minuleți cu pianissimo din reggae. Da. Yeah, yeah. Hey, hey. Și că s-a înserat. S-a înserat. Nu se mai vede pe covoare nici o floare. În bogatele ținele nu mai suferă nici vasal, nici un sufer mineral. Niciun gest de mâinile rebele nu mai tulbură în serare, ce ascunzi între perdele sub rumându-și respirare. Pe tablouri, pe oglinde, pe icoane, pe sofa și pe roșii alalea, încostrată ca o pată de amurg e gura ta. Între noi și restul lumii s-a lăsat ca o cortină agonia unei dâre de lumină. Hai să pune capăt glumei și sub brațele troiței oltenești de la Corcova. Hai să ne iubim în cista lui Casanova. Sansera nu se mai vede pe covoare nicio, nicio, nicio floare. Sansera nu se mai vede, yeah. Nicio floare, nicio floare, nu se mai vede. Nicio floare, nicio floare, nu se mai vede pe covoare. Nicio floare, nicio floare. Florin îți spunea că nu e din floare, e născut dintr-o stea de la Corcova. Vinul bun de la Corcova. Să ne dea ăștia niște vin să bem.
Hai să ne iubim în cinstea ta, Luigi Casanova Corcova. S-a înserat, nu se mai deve pe covare, nici o floare, nici Florin, nici Corcova. Nici o floare. Asta-i floare de Corcova. Yeah. Floare de Corcova. Ce propui acolo? Ce propui acolo? Aș fi vrut să fiu, dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât cel care sunt. M-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât cel care sunt. Sunt cel din urmă, strop de vin, din rustica ulcică pe pământ, pe care l-au sorbit pe rând cinci generații de olteni. Cei mai degrabă podgoreni dintre moșneni și orășeni strămoșii mei, ce-au murit cântând, au murit cântând, au murit cântând. Oltule, râu blestemat, ce vii așa de turburat, dar oltul i-a plătit la fel cum l-au cântat și ei pe el. Și cum e martor Dumnezeu, astăzi nu-l mai cânt decât eu pe mine însă. Ce păcat că vinul vechi de drăgășan m-a întinerit cu 300 de ani când... Latina, cu ochii mari cât strachina, de câte ori le-am sărutat, m-au blestemat, m-au blestemat să-mi pierd cu mințile și datina, și să nu mai fiu cei care sunt cu adevărat, și ca să fiu pe placul lor, să le sărut doar la culesul viilor, în zvonul glumelor zvârlite în vânt, pe care oltul când le prinde, oricând ar fi de turbure, se limpezește și se întinde cu ele până în Dunăre, până în Dunăre. La fel și eu, ca orice bun creștin, pe malul oltului cândva mă voi întinde, tot așa când cel din urmă strop de vin îl voi sorbi tot din ulcica mea, nu din paharul de argint al altuia pastrăin. Și abia atunci voi fi cu adevărat cel care am fost un nou crucificat în vechii vecilor. Amin. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Whoa, 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 whoa. Nu sunt ce par a fi, nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu, dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau poate prea târziu, sau poate prea târziu. We did it. Sănătate. La mulți ani. Sănătate. Crăciun fericit. Ce bine a ieșit asta pe Regeman în style, așa. Vreți să mai încercăm ceva? Da. Da, da, dacă nu mai e chemat. Încercăm, dar după aia mai vedem înainte să, nu? Ce... ce nu e și ce e, da. Secă, da. Păi atunci de ce să încercăm? Să încercăm.
Vrei să cânți? Vrei să bați? Ce vrei să faci? Hai să bat, că m-am încălzit. Păi atunci... Ce facem? Tot cu Minulescu? Da. O, chiprococo. Hai, de ce ai plecat? Vezi că e... Este sensibilă, dar mi se pare că frumos e în momentul în care versurile sunt sensibile. Ce vrei, dragul meu? Eu o țigară, dar o arunc. Aprind și o arunc. Ce e frumos când e sensibil versul, este inversul să se întâmple muzical vorbind. Să fie mai rock and roll? Mai, mai rap ar fi frumos. Hai să încercăm un rap. Uh-huh. Vrei să-ți dau versurile să le vezi? Nu bagi tu, bag eu percuție, că m-ai dat asta, nu așa, îmi dai un pic să mă excit și așa. Mai bagă și tu, că pe reggae oricum ești șerif. Nu, a fost... Era o vreme. Era o vreme? La improvizații. Nu, bagă tu. Nu, acum m-am băgat pe percuție, mă mai bucur și eu. Știi acum că am proiect, doar fac așa. Știi că am proiect cu Narcis? Cu Narcis, basistul meu? Se cheamă The Schnitzels. Ei, na. Eu sunt la tobe și el la chitară voce și cântăm un fel de White Stripes sau Royal Blood. Ce tare. Și avem și piesele, mai mult sunt piesele lui de la alte trupe și avem și prelori la Caterinca, inclusiv Fără Număr, adică No No Limit de la Snap sau cine da. Era. Nu era Snap. Ba da. Da. Și avem și I Cap the Tower de la I Got the Power. Da, cu Rage Against the Machine style. Ce tare. Și tu ești la voce? Nu, eu sunt la tobe. A, da? Nu mai bag voce, gata, m-am săturat. Ce chestie. Pe 8 decembrie, ce dacă se ține... Ce versatilitatea asta, bă. Așa, asta mi-aș fi dorit și eu. În momentul în care încercam să... am încercat eu să cânt la bas și cântam bas voce, bă, e atât de mult spus și sună atât de pompos, cântam. Încercam să fac ceva, știi? Și mi se părea senzațională versatilitatea asta, știi, a omului care știe să bată la tobe, să cânte la chitară, capacata. Să-ți vină la clapă, să-ți facă ceva. Mi se părea absolut incredibil. Te ajută la compoziție. Probabil, dar cred că te ajută la tot în business. Și la... Femei? Haideți. Și la... Femei. Chemei. Yeah. Ion Minulescu reprezentând. You know what it is. Căștile. Căștile mele unde le-am pus? Eu ce le-am napolitan. Așa. Dubla 2. Dubla 2, yeah. Ion Minulescu, de ce ai plecat? Yeah. 2021, pandemia e întoi, toți băieții sunt zdrahoi, zdrahoni, adică îmi cer mii de scuze la toate mimozile confuze. Yeah. De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai prin munții cu păduri de brad, oricine ai fi, femeie sau bărbat, potecile te duc spre iad și nu ca în lumea basmelor spre rai. De ce ai plecat? Cuvântul tău... Opa! Scuze. 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 Ia. Yeah. Ia. Yeah. De ce ai plecat? Cuvântul tău... Băi, ce pizda măs i-am. Ia. Yeah. Acum gata, gata, că s-a băut, ia, ia, ia. De ce ai plecat? Cuvântul în părul tău vâlvoi, că niciun glas nu te-a chemat. Tu nu știai că în luna mai potecile sunt încă pline de noroi. De ce ai plecat? De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai e luna primului păcat. Păcatul care dintr-o glumă te prinde în las și te sugrumă și apoi t-arunc afară în ploaie, în lada cu gunoaie. Oprește-te! Oprește-te, privește în jurul tău și dacă nu ți-ai murdărit pantofii de noroi, fă-ți cruce și întoarce-te înapoi. Fă-ți cruce, fiindcă n-ai păcătuit decât în vis și visul s-a sfârșit. Așa că
De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai prin munții cu păduri de brad. Oricine ar fi femeie sau bărbat, potecile te duc spre ea și nu ca lumea bazmelor spre rai. Ia, ia, de ce ai plecat? Cuvântul părul tovul voi, când niciun glas nu te-a chemat. Tu nu știai că în luna mai potecile sunt încă pline de noroi. Sunt încă pline de noroi. De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai e luna primului păcat. Păcatul care dintr-o glumă te prinde în lan și te sugrumă și apoi te aruncă afară în ploaie, în lata cu gunoaie. De ce ai plecat? De ce ai plecat? Tu nu știai că în luna mai prin munții cu păduri de brad. Oricine ai fi femeie sau bărbat, potecile te duc spre ea și nu ca lumea bazmelor spre rai. Yeah, yeah. De ce ai plecat? E păcat. De ce ai plecat? De ce ai plecat? E păcat. De ce ai plecat? De ce ai plecat? E păcat. De ce ai plecat? De ce ai plecat? E păcat. De ce ai plecat? Yeah. Ion Minulescu, 2021, MCN Podcast. Hai, mâinile în aer. Eu sunt o perechere de straniu și comun, de aiur. Eu sunt o perechere de straniu și comun, de aiurări, de clopoți și frământări de clape. În suflet port tristețea planetelor ce apun și în cânteci. Cum o tu când... Bă, gata-i pula. Hai, de mun. Hai că încă o dată. Ia, eu sunt o perecheare. Oșta, o perechiare. Opa. Care chiar le are. Ia. Ia, eu sunt o perechiere de straniu și comun, de aiurări, de clopot și frământări de clape. În suflet port tristețea planetelor ce apun și în câte ce tumultul căderilor de ape. Eu sunt o cadențare de bine și de rău, de glasuri răzvrătite și resemnări târzii. În gesturi posfidarea a tot ce-i Dumnezeu și în visuri majestatea solare agonii. Ia, eu sunt o încrucișare de harfe și trompete, de leneșe, pavane și repes farandole. În lacrimi port minciuna tăcutelor regrete și în râs impertinența sonorelor mandole. Eu sunt o armonie de proză și de vers, de crime și idilă, de artă și eres. În craniu port imensul stăpân pe univers și invers, voința celui din urmă neînțeles. Yeah, yeah. Ce sunt eu? Da, 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 ce sunt eu? Da, ce sunt eu? Cadențare de bine și de rău, de glasuri răzvrătite și resemnări târzii. În gesturi porți sfidarea a tot ce-i Dumnezeu și în visuri majestatea solare agonia. Reprezentăm. Absolut minunat, bă. Cred că a sunat bine. Bă, destul de bine. Puteți să facem o piesă, nu vreți? Cu asta, cu Minulescu, cu riful ăsta? Și după aia intrăm la... cu... Intrăm cu... Da, noroc cu toată lumea cu până bas, noi. Cu tobe, cu alea, pe mai încolo. Cum începem așa? Păi, ce cum ar fi? Facem data viitoare. Adică, până data viitoare. Până data viitoare? Eu știu. Te bagi, nu facem formație nouă? Facem, nu avem. Hai să mai facem una din aia. Scurtă. Scurtă, cum îi zice. Ruzca aia, mă. Ai distors pe aia? Dă-i tu de acolo. Ai! Stai să-mi faci și o țigară. Ska punk. De fapt e la ska trebuie să întorc asta încoace așa. Așa cred că e. E invers, da. La ska e invers. Don't cry for me, oh mon amor. Dar mai distors, nu? Nu? Mai e, dar...
Du-te, mă, pe rocăreală. Bă, du-te, avem... mă, pe rocăreală, bă! Porunciască. Iar când cobor, când calda-n fiorare, se zbate în cupare celui repaos. Azi vârm sămânță nouă în vechile tipare și ascult perpetuarea cum fredonează în haos. Ce mă-nalți, cobor și-apoi dispar. Apusul meu e totuși răzărit. Sunt vagabondul zilei, dar purul solitar. Portret unic și veșnic, expus în infinit. Cu magica-mi baghetă uriașă, stăpâna hotărârilor eterne. Sunt vagabondul zilei, dar pururi solitar. Portret unic și veșnic, expus în infinit. Hey!
Mulțumim frumos. S-a trăiți. La fiecare final de așa facem? Da, da, e ceva, ritual. Ceva senzațional. Gata, mă. Gata. Ne-am făcut astea pe toate. Păi gata, formație. Da, serios? O piesă trebuie să facem, nu mai mult. Ia uși. Intrăm și noi pe radio. De când îmi doresc să fac o carieră cu o piesă. Păi da, mă, dar alea sunt cele mai de succes. Hai. Ai o piesă, mergi în concerte. Și gata. 3.000. De mai multe ori. Rămâi și tu în podcast, Ciprian, că vreau să-l întreb pe George dacă dacă există Dumnezeu. Da. Atât? Există. Ești sigur? Sunt foarte sigur. E o certitudine. E o siguranță. Păi? Păi na, ce să zic, pentru mine da, acum na, fiecare cu al lui. În ce formă, de unde, cum, în ce formă, când ai realizat asta, cum ai realizat? De mic, sunt oricum o persoană religioasă, așa am crescut și există că tot ce mi-am dorit, mai mult sau mai puțin și cu s-a întâmplat, dar na, normal, trebuie puțină muncă la mijloc, adică știi cum e bancul ăla, că e unul pe o insulă, de-aia un ciot, și se roagă să vină și trece pe lângă el și nu îl ia, că nu zice că e Dumnezeu. Ce? Ne? N-am înțeles. Șmei? You got a șmei. Deci ce? Era pe o insulă? Da, era pe un ciot de insulă așa și se roagă să scape și trece un elicopter, dar nu, nu-i place cu elicopterul. Păi ăla era Dumnezeu. Deci asta e salvarea? Bă, important e să crezi și să vrei. Să vrei ce? Să existe? Să existe și să faci ceva. Nu poți să stai degeaba. Până la urmă că tu vrei ceva de la el, nu? Bă, a zis Romică. Romică. A zis el mi s-a părut frumoasă vorba asta. Că Dumnezeu ne-a făcut deja. Și a făcut treaba. Ne-a făcut cu tot ce trebuie. Da. Și de aici nu-l mai deranjezi. Adică nu mai vrei tu ceva de la el, el vrea ceva de la tine. Oricum avem totul noi. Că trebuie cercetat, muncit, scos și dacă sapi și sapi și nu iese, mai sapă și mai sapă. Și... Dar poți să sapi și degeaba, că dacă nu crezi și doar vrei să sapi, poți să sapi degeaba, nu știu. Pentru mine există, dacă asta e... În regulă. Eu sunt bucuros și sunt mulțumit și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare seară și dimineață. Că sunt și sunt ceea ce sunt, ce am ajuns și mai ales că m-am născut într-o familie așa mișto. Ce frumos. Și încheiem aici podcastul, da, cu vorbele astea frumoase. Dar nu înainte de a vă ruga să facem o reinterpretare, da, a piesei șoapte, da, cu ajutorul lui Ciprian. Da, din fa, din fa minor. Și după aia, nu știu, vezi și tu. Ea e, poți să te mai duci cum îți vine din fa minor pe progresie, dar pe CD e doar fa cu cioace. Din fa minor te duci cum vrei tu. Poți să faci și reghe din fa minor. Zumba se-ntâmplă, ora strâns într-o secundă, timpul nu mai așteaptă. Oare merg pe calea cea dreaptă?
Îngerii îmi spun în genunchi să mă pun. Și-mi văd de drum, și-mi văd de drum, prin foc și fum, prin foc și fum. Ochi de vulpi și sânge pe trunchi, aripi în zbor, umbrele-mi cântă în cor. Și-mi văd de drum. Trec prin vânt pe stradă șoapte, în curând se pierde noapte. Cu urechea scuză vezi,